Eu sunt Vlad de pe Toto.ro. Vreau să vă prezint sursa de la Critical XR. Este la 1570 de lei. Așa, să vedem ce avem noi înăuntru. Avem o corticică manual de utilizare. Ea vine și cu un stand, după cum vedeți. Se poate pune ori așa și cu magnet. Se poate pune ori într-o parte, ori așa în sus. Este fabricată în America. Mai avem și un sticker de la ei. Și aici avem și o cutiuță, o cutie într-o cutie, unde avem adaptorul și suportul, standul. Da? Avem standul, care este cu piciorușe magnetice, și adaptorul. Aceasta este sursa. Are un display nou, care permite schimbarea culorii, carcasa de aluminiu, realizată la CNC, butoane capacitive, adică touch, o nouă caracteristică a modelului de pornire și menținerea modulului pedalei, acum independent de alocarea butoanelor. Da? Deci avem aici pedala, avem aici pedala. Putem să apăsăm doar pe buton, cum știți și la sursa veche de la Critical se ține butonul apăsat. Un stand nou pentru o flexibilitate sporită, conectori avem jack, așa, de o calitate înaltă, proiectat să reziste în timp. Are o singură ieșire XR-ul și XR-DU au două ieșiri. O să vi-l prezint mai încolo. Maxim 4 amperi, 2 amperi constanți, măsoară timpul de funcționare al mașinii, posibilitatea de programare al costului ședinței, bazată pe costul unei ore, prestabilite de tatator. Pedala on-off, nu necesită pedala pentru funcționarea, pornirea, oprirea mașinii, se face din butonul de pe sursă. Voltaj de la 0 la 18V. Și avem de la 0,1 voltajul de ajustare, da? Afișare ceasul, memorează 2, 4 sau 6 setări pentru mașini. Memoria nu se resetează la întreruperea alimentării. Are o baterie integrată înăuntru și ține minte fiecare setare. Curentul de intrare între 90 și 240 sau 50 și 60 de Hz. Acceptă clipcor și pedale normale cu jack. Afișaj avem volți, amperi, viteză, Hz. Procentaj putere, cât de la sută. Ea include în cutie vine sursa, standul magnetic și transformatorul. Critical XR la 1570 de lei. Eu sunt Vlad de pe Toto.ro și cu mare plăcere vă așteptam la următorul video.